Ora 15, bun găsit, doamnelor, domnilor, sunt Anca Suciu, începe studioul politic la Digi24. Până la urmă, bugetul se amână din nou, astăzi nu va fi adoptat de guvern, se va întâmpla mâine. Tot mâine este convocat un CSAT pentru aprobarea bugetelor serviciilor secrete și, foarte important, astăzi totuși sunt o serie de modificări care sunt aprobate de guvern și suntem atenți la aceste detalii. Pentru că vin într-un moment în care coaliția aflată la guvernare se laudă că reușește să modifice o serie de promisiuni, să modifice o serie de legi, astfel încât să își respecte promisiunile făcute în campania electorală. Pensiile speciale sunt eliminate pentru parlamentari. Dincolo de asta, ne promit cei din coaliția de la guvernare că nu se va mai cumula pensia de la stat cu salariul de la stat. Rămâne să vedem care sunt detaliile. Alături de noi în acest moment la studioul politic este Dacian Cioloș, copreședintele USR Plus. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și bine v-am găsit. Andreea Drumitescu, jurnalist Digi24, ne oferă câteva detalii. Să avem o serie de informații de background acum despre ce vorbim, ce se întâmplă cu bugetul. Te ascultăm, Andreea, bun găsit. Bun găsit tuturor! Sunt mai multe elemente pe care le urmărim acum în perioada următoare. Vorbim pe de o parte despre ce se va întâmpla cu restul pensiilor speciale, pentru că s-a punctat chiar de către cei de la UDMR ieri în timpul dezbaterilor că pensiile parlamentarilor reprezintă doar puțin peste 1% din totalul pensiilor speciale care sunt plătite de statul român. Plata acestora anuală se ridică la aproximativ 10 miliarde de lei în fiecare an și rămân de eliminat sau de impozitat aproximativ 99% dintre pensiile speciale, asupra cărora încă nu s-a luat nicio decizie. Știm foarte bine că trebuie să se ia decizii și în privința bugetului. Așteptăm să vedem ce se va face și la guvern, sub ce formă va ieși varianta finală a acestui buget în urma dezbaterilor și în urma avizelor pe care le-a primit proiectul înaintat de către guvern. Mulțumim tare mult, Andreea Dumitrescu. Să știți că în acest moment bugetul are un aviz negativ din partea CES, dar un aviz pozitiv din partea Consiliului Legislativ, acolo unde știți deja Florin Iordache este cel care conduce această instituție. Dacian Cioloș, sunteți prezent într-o zi în care la nici 24 de ore am văzut așa un val de reacții din partea USR Plus, PNL și lideri ai acestor partide care se laudă cu eliminarea pensiilor speciale. Ne-a povestit, Andreea, câteva detalii economice ce înseamnă această eliminare a pensiilor speciale. Credeți că are această lege o vulnerabilitate în acest moment? Vorbim de pensiile speciale pentru parlamentarilor, pentru că urmează și celelalte. Nu ne laudăm cu nimic. Noi am promis lucrul ăsta în campanie. N-am votat niciodată pentru ele. Mai mult, colegii noștri din USR, înainte de terminarea mandatului precedent al Parlamentului, și-au dat demisia tocmai ca să nu existe nicio ambiguitate, că le-am susține într-un fel sau altul care exista acolo vreun interes. Eu văd că se laudă și asta e ipocrizia maximă. Partide care au votat pentru, PSD, care au promovat legile pentru pensiile acestea speciale, când au simțit că există o susținere puternică în rândul populației pentru eliminarea acestor pensii injuste, sau indemnizații, că de fapt nici nu sunt pensii, sunt indemnizație după pensionare pentru cei care au avut mandate în Parlament. Deci noi n-am avut niciodată altă abordare pe pensii și, așa cum am spus, vom continua și cu celelalte. Am spus că imediat ce acest lucru e posibil, vom lua decizii pentru a elimina pensiile speciale pe care putem să le eliminăm imediat. Am făcut-o cu parlamentarii. Urmează să discutăm, să vedem care e procedura pentru a modifica și codul administrativ unde sunt prevăzute pensiile pentru primari. Și am început să lucrăm pe analiza legislativă, juridică, tocmai pentru a evita riscuri la Curtea Constituțională și pentru alte categorii de pensii care merg dincolo de contributivitate,
fără ca lucrul acesta să aveți fie justificat. Aveți certitudinea că acest proiect este constituțional, cel care elimină pensiile speciale pentru parlamentari? Doamna Suciu, cu curtea asta constituțională îmi pare rău să spun. Niciodată nu ai nicio certitudine, pentru că vezi că interpretează lucrurile într-un fel sau altul. Eu sper totuși, pentru că noi am analizat cu juriștii noștri, sper totuși ca și Curtea Constituțională să confirme această analiză că instanța care a introdus aceste pensii, aceeași instanță ia decizia să le elimine. Deci nu, chiar nu văd unde ar fi problema. Această lege nu acționează retroactiv, adică cei care, să zicem, ar fi luat pensii până acum, le-au luat, nu li se cer banii înapoi, dar din momentul acesta, odată ce legea e publicată în Monitor Oficial și ea vine valabilă, din momentul acesta nu mai există pensii speciale pentru parlamentari. Nu ar putea interpreta judecătorii curții că e o retroactivitate în acest amendament al USR speciale în plată. Nu văd de ce ar fi retroactivitate sau nu văd ce ar putea reproșa. Deci juriștii noștri ne-au confirmat, pentru că am întors-o pe toate părțile, că nu există riscuri. Și ar fi aberant ca instituția democratică cu cel mai înalt rang în stat, care votează legi, Parlamentul României să n-aibă posibilitatea să ia astfel de decizii. Adică, nu știu, ar însemna că ne ducem în gard dacă Parlamentul care le-a introdus nu poate să decidă că le și elimină. În aceste zile și inclusiv săptămâna aceasta în Parlament, cei de la din partea Partidului Social Democrat v-au acuzat inclusiv de ipocrizie, pentru că dumneavoastră de la Bruxelles, în momentul în care veți ajunge la vârsta pensionării, veți putea obține această pensie specială, dar pe de altă parte nu le acordați același drept parlamentarilor. Dar nu e nicio ipocrizie. Eu n-am susținut niciodată pensii speciale nicăieri, nici în Parlamentul European. Am văzut, eu nici nu știam că există lucrurile acestea, o să pun subiectul acesta în discuție în conferința președinților de grup, să vedem dacă e etic, moral. Eu știu că acolo există un grad de contributivitate, se pare că pensiile nu sunt proporționale cu contributivitatea. O să pun subiectul acesta în discuție și acolo. Dar acum vorbim de politica din România, că așa o să mergem în Statele Unite, pe urmă, sau în Japonia, nu mă interesează ce e acolo. Da, în Parlamentul European, sunt membru al Parlamentului European și o să pun subiectul acesta în discuție. Sper ca și PSD-ul să-l pună în discuție în Parlamentul European, că și ei au reprezentanți acolo, dar ipocrizia e din partea celor care s-au bătut pentru aceste legi, care s-au bătut ca ele să fie menținute, pentru că altfel dispăreau de mult. Și ipocrizie, e din partea 2016, celui care spune acum că ar fi trebuit să le eliminăm prin ordonanță de urgență, pentru ca ele să fie o pradă sigură a Curții Constituționale. Deci un membru al Parlamentului României, președintele opoziției, să spună că ar fi trebuit să le eliminăm prin ordonanță de urgență, când asta e atribuția Parlamentului, când e vorba de o lege care vizează parlamentarii, nu guvernul, mi se pare ipocrizie și lipsă de bun simț. Dar, în sfârșit, nu ne mai așteptăm la nimic. Dacă totuși această lege ajunge să pice testul constituționalității la Curtea Constituțională, Emil Boc a vorbit de varianta în care guvernul să-și asume răspunderea pe un astfel de proiect de eliminare a pensiilor speciale, cum vedeți? Vom merge până la capăt. Deci continuăm, dacă se va întâmpla. Nu, sper să nu se întâmple de data asta, pentru că a fost o majoritate clară, lucrurile sunt foarte simple, aceste pensii sau indemnizații au fost introduse, acum ele sunt eliminate, nu văd care ar fi problema, dar o să vedem, haide să nu anticipăm. Deocamdată aceste pensii au fost eliminate de aceeași instituție care le-a introdus. Poate fi o variantă asumare a răspunderii guvernului? Vom folosi toate variantele, dar haide să nu anticipăm, că acum vorbim de dacă și cu parcă. Deocamdată Parlamentul a votat, nu văd nicio vulnerabilitate. Dacă ea va exista, vom lua discuție în funcție de justificarea care va exista, dacă ea va exista, dar prefer să nu anticipăm. În campania electorală, inclusiv Ludovic Orban, pe atunci era premier, vorbea despre această curte constituțională care nu ia deciziile în mod independent de deciziile politice. Acum am sesizat o notă critică și în tonul dumneavoastră. Păi nu, e o notă critică pentru că am avut aceste experiențe. Am avut în trecut aceste experiențe cu legile justiției, cu alte situații când au fost, din punctul nostru de vedere, și am spus-o, s-a discutat în campania electorală despre subiectul acesta.
că au existat interpretări exagerate din partea Curții Constituționale din punctul nostru de vedere și pornind de la analizele pe care noi le-am făcut cu juriștii noștri, cu experții noștri în drept constituțional. Pe de altă parte, când deciziile curții erau împotriva Partidului Social Democrat, ați spus mereu și dumneavoastră și Partidul Național Liberal că deciziile curții nu se contestă, nu se dezbat, se respectă. Nici acum eu nu contest. Deci dacă Curtea Constituțională va lua o decizie și legat de pensii sau de orice alt subiect, vom lua în considerare. Și vom vedea cum o argumentează și cum venim cu altă propunere. În ce privește Curtea Constituțională? Eu vă spun pentru că mă întrebați, deci haideți să fim... Dar n-am știți de ce m-am gândit la mandatele judecătorilor? Nu aveți cum să schimbați nu avem până cum la să schimbăm, urmă acest judecător pentru că dacă aveam majoritate constituțională, o făceam. Da. Nu, da. Nu mai intră în discuție reforma Constituției în acest moment? Păi nu intră în discuție deocamdată. Avem acum alte priorități. Eu nu l-am discutat în coaliție pentru că nu s-a pus problema, pentru că nu avem majoritate constituțională. Dar din punctul nostru de vedere al USR Plus, acolo ar trebui să ne uităm la un moment dat. Am mai spus-o în campanie, la felul în care sunt numiți judecătorii curții constituționale, la gradul de independență și de echidistanță politică pe care judecătorii trebuie să-l aibă și dacă trebuie să vedem dacă l-au sau nu, din punctul nostru de vedere nu l-au totdeauna, pentru că sunt propuși de unii dintre ei, sunt propuși de partide, unii dintre cei care sunt acum în Curtea Constituțională au avut responsabilități politice, deci în leadership-ul partidelor, și atunci, sigur, subiectul ăsta e în discuție, l-am discutat în campanie, dar acum nu ăsta e subiectul pe masă. În acest moment putem vorbi și de o întâlnire la Bruxelles cu premierul, s-a discutat despre PNRR, așteptăm încă detalii. Înțeleg că în interiorul guvernului a fost o serie de dispute pe ce privește, în ce privește irigațiile, de exemplu, bani acordați în agricultură. Sunt ceva noutăți în sensul în care vom primi bani mai mulți? Dar nu știu despre ce discute vorbiți. Chiar eu tot aud zilele astea. Cristian Ghinea, o variantă. Dispute, premierul, dispute. Altă variantă. Da, premierul credea... considera că da, pot fi atrași bani pentru irigații în agricultură, dar pe probleme de mediu, de exemplu, Cristian Ghinea nu a crezut în această variantă. Dar eu până nu la urmă înțeleg că banii Cristian sunt... Ghinea, eu am discutat ieri cu Cristian Ghinea. În planurile care le-am văzut acolo sunt câteva miliarde de euro pentru irigații. Cristian Ghinea își pune întrebarea și eu mi-o pun și va trebui împreună să găsim formulele cele mai bune. Care e modalitatea cea mai eficientă de a cheltui acești bani? Că nu e suficient să bifăm că am absorbit nu știu câte miliarde de când euro știm care pe sunt sisteme, proiecte. Numai puțin să-mi termin ideea, pe sisteme care sunt ineficiente. Deci să investești acum, să modernizezi niște sisteme care pompează apă din Dunăre pe terase în sus cu costuri energetice. Acum când vorbim de reducerea costurilor energetice, e firesc să spui întrebări. Și sunt discuții care vor avea loc cu oameni cu expertiză, să vedem ce alte sisteme de irigații mai moderne există pe piață, pe care să investim, pentru că investim acum, dacă investim în irigații, investim pentru următoarele decenii, nu doar pentru 2-3 ani. Deci astea sunt discuții firești, nu sunt scandaluri, nu sunt dispute, nu sunt certuri, e vorba de bani publici și ce perioadă v-ați alocat opinie pentru a bate în cui aceste decizii, pentru că într-un fel sau altul trebuie încheiate discuțiile. La începutul lui martie va intra în dezbatere publică proiectul care acum e elaborat tot în discuții cu oameni cu expertiză, cu organizații neguvernamentale, cu organizații profesionale, evident cu participarea ministerelor. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a organizat foarte transparent și a planificat dezbateri pe fiecare din temele mari cu ministerele, dar și cu societatea civilă și cu mediul de afaceri, pornind, acum se elaborează planul în discuții cu oamenii direct implicați și direct interesați. Vedeți, în spațiul public, PSD spune că vă sunt refuzate proiectele pe care le propuneți Comisiei Europene. Nu știu ce vorbesc. N-are cine să le refuze, pentru că ele n-au fost încă prezentate. Când le vom prezenta, ele vor fi publice. Nu prezentă nimic pe ascuns. Evident că există contacte cu Comisia Europeană și noi europarlamentari avem contacte, că am lucrat pe legislația asta și ministrul Ghinea, care a fost europarlamentar și care cunoaște pe toată lumea responsabilă de subiectul ăsta în Comisia Europeană, are contacte. Ne uităm și la ce fac alte state membre, cu ce idei vin, cât de compatibile sunt ideile noastre cu lucrul acesta, pentru că este un program nou. Și pentru Comisia Europeană este un program nou.
Este un program de redresare și reziliență care e în plus de fondurile structurale și de programele care sunt finanțate din bugetul normal al Uniunii Europene, legislația tocmai ce am adoptat-o în Parlamentul European, procedurile le gândim acum și Comisia Europeană le gândește, nu pentru că are să fie mai simple. Asta ar fi întrebarea. Nu, deloc nu-i târziu. Nu. Nu suntem nu. Obiectivul e să trimitem la Comisia Europeană aceste planuri și toate statele membre să le trimită în luna aprilie. Până atunci, evident, cum am spus, că avem consultări informale, să spunem cam ce am vrea să finanțăm, vedem ce finanțează celelalte state membre, care sunt ideile inovative prin care putem acoperi nevoia aceea de a finanța 37% din buget măsuri legate de mediu, de îmbunătățirea utilizării resurselor naturale, inclusiv apa, și 20% măsuri care să vizeze digitalizarea în toate sectoarele. Și dincolo de asta, ne gândim la nevoia de investiții în România și nevoia de reforme. Cele două vor fi legate. Investițiile din PNRR vor trebui să meargă în paralel cu reformele. Ministerele lucrează acum la astfel de proiecte. Ieri, de exemplu, am fost la și am discutat cu domnul ministru Tanțoș Barna pe proiecte pe care Ministerul Mediului le gândește în paralel și cu anumite reforme pentru buna utilizare a resurselor naturale. A fost chiar o discuție cu organizații neguvernamentale care au proiecte în ideea asta, deci e o guvernare. Reținem aceste complet, detalii și rămâne să urmărim aceste deschisă. Proiecte. Pentru că nu avem foarte mult timp, aș vrea să vă pun câteva întrebări punctuale. Discutăm acum de buget și au tot fost discuții în trecut, dar subiectul pare a fi unul tabu. Impozitarea bisericii. Care este opinia dumneavoastră? Impozitarea, evident, a activelor bisericii, a celor activități economice care le aduc Da, activitățile economice care realizează profit, cred că ar trebui să intre în același regim cu celelalte activități. În rest, nu știu detalii, adică pentru că sunt mai multe tipuri de venituri pe care le are și biserica. E un subiect pe care nu l-am discutat nici în partid, eu nu se limite să-l fi discutat, nici în coaliție, dar da, e un subiect care poate fi discutat și să vedem opiniile celor care au cunoștințe mai tehnice. Din punctul meu de vedere, orice activitate care realizează un profit ar trebui să fie impozitată. Sigur, vorbim și de organizații neguvernamentale care ele sunt non-profit, care pot să realizeze un profit, dar care se duce direct pentru proiecte sociale sau, mă rog, pentru proiectele pe care le pot finanța organizații neguvernamentale, dar în rest orice întreprindere care realizează un profit, cred că acela ar trebui impozitat. Apoi, dincolo de asta, există și biserica, la fel ca și alte organizații, pot să aibă proiecte sociale. E de văzut despre ce, de unde vin banii respectivi și unde se duc banii. Dar nu există o variantă de lucru în acest moment? Eu nu știu să existe. Nu știu dacă colegii din guvern lucrează. Noi n-am discutat în coaliție pe subiectul acesta până acum. Aviz negativ din partea CES pentru buget? Da, nu știu. N-am văzut care e justificarea. Deci nu pot să comentez, pentru că nu pot să comentez așa în orb. Iar eu știu că e un buget care trebuie realizat în condițiile în care avem presiunea aceasta crizei provocate de COVID, care a încetinit masiv activitatea economică. Deficitul bugetar a crescut anul trecut și datorită crizei și pentru că am moștenit din anii trecuți cheltuieli irresponsabile din punctul meu de apropo vedere. Apropo de asta, de ce sporuri? Și acum trebuie să reducem și deficitul, dar să asigurăm în același timp bani pentru investiții, inclusiv pentru a cofinanța proiecte din fonduri europene. Și știu că lucrurile astea sunt acoperite de sporurile, actual. Un subiect care a atras atenția opiniei publice. Păi a atras atenția pentru că l-a pus guvernul și premierul pe masă. Dar l-a pus pe masă ca să amâne o decizie tranșantă anul acesta. Anul acesta nu se taie sporuri. Pentru că sunt și acolo, ca și în alte domenii, că vorbeam de pensiile speciale, sunt lucruri care trebuie analizate ca să vedem cum facem cu cap lucrurile astea. Dar da, sunt sporuri care vor trebui rediscutate, a trebuit să vedem care dintre ele se justifică
care nu și să luăm măsuri. Dar asta e parte a unei reforme a modului de funcționare a administrației publice în general, pentru că sunt acolo sporuri care nu doar că nu eficientizează funcționarea administrației publice, dar o ține încremenită într-un sistem legat de trecut, care o face mai degrabă neperformantă administrația publică, chiar dacă se cheltuie mai mulți bani. La nivel european, am mai discutat, încă nu s-a luat o decizie, se vorbește despre acest certificat de călătorie. Și dacă extindem puțin discuția, ajungem la legea vaccinului. Dacă vaccinul ar trebui să fie obligatoriu, avem nevoie de o astfel de legea vaccinului, pentru că discuția a fost foarte mult în Parlament și de această dată USR Plus cu PNL și UDMR au majoritate. Ce se va întâmpla? Păi, una e să ai nevoie de o lege a vaccinului și alta e să faci vaccinul obligatoriu sau voluntar. Deci, din punctul meu de vedere, niciun vaccin nu trebuie să fie obligatoriu, la fel cum niciun tratament medical. Atunci când introduci o substanță străină corpului fizic în corpul fizic, nu poate să te oblige statul sau cineva să o faci. E dreptul tău asupra corpului tău. Deci, din punctul ăsta de vedere, pentru mine personal, lucrurile sunt clare. Asta nu înseamnă că nu trebuie o lege a vaccinării care să stabilească că pentru anumite maladii care creează efecte negative masive și pentru sănătatea populației, impact economic și așa mai departe, să existe, de exemplu, finanțări pentru vaccinuri. Uitați, la nivel european, Consiliul European, șefii de stat și de guvern care se vor reuni săptămâna viitoare într-o videoconferință, vor discuta, între altele, despre campania de vaccinare și inclusiv despre ideea de a construi o politică europeană a sănătății care să fie complementară cu politicile naționale. Tocmai am discutat astăzi acest subiect cu președintele Consiliului European. Deci, astfel de subiecte sunt pe agenda. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Nu, nu m-am vaccinat încă. V-am spus, nu m-am vaccinat, nu mi-a venit rândul. Și o să-mi vină rândul și insist să nu-mi vină rândul înainte de a-i vaccina pe cei care într-adevăr sunt vulnerabili în fața COVID. Și mai sunt încă multe persoane. Am mai spus-o inclusiv la mine în familie. Mama mea, care are peste 70 de ani, are mai multe comorbidități și va fi vaccinată abia prin martie, conform planificărilor. Deci, vaccinurile care vin în țară în continuare, cred că trebuie orientate spre persoanele care chiar au mulțumesc nevoie. Mulțumesc tare mult. Am ajuns la final și nu v-am întrebat de calitatea de prezidențiabil pe care ați putea fi. 2024. N-am nicio calitate de prezidențiabil deocamdată. Sunt copreședintele USR Plus, sunt liderul unui grup politic din Parlamentul European. Avem timp să vorbim despre asta. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la Digi24 la Studioul Politic. Vă întâlniți cu Ligia Munteanu imediat, pentru că urmează Jurnal Economic. Vă mulțumesc pentru atenție.